Sabina? Da, Mihai, ne auzim în sfârșit. Este o agitație mare în aceste zile, în aceste momente. Este și normal, sunt numărate deja în paralel voturile. Important este că, conform exit polurilor, doamna Dăncilă, este... sunteți în turul 2. Credeți că se menține acest scor pe mai departe? Nu știu dacă scorul va fi același, dar eu cred că sunt în turul 2, având în vedere diferența mare față de uh, cel clasat pe locul 3. În rest, vreau să aștept toate procesele verbale, să facem numărătoarea paralelă și să venim cu datele exacte. În acest moment, din teritoriu, ce semnale aveți de la colegii dumneavoastră? Fiecare sediu de partid în toată țara se adună procesele verbale, astfel încât să urmărim cu atenție fiecare uh, proces verbal și să putem să facem numărătoarea paralelă. O să vă întreb direct, vă este teamă că s-ar putea să se reducă foarte mult sau chiar să se schimbe ierarhia uh, odată ce vin uh, datele din diaspora? Știm că, în general, diaspora votează cu uh, dreapta. S-ar putea reduce diferența, dar să se schimbe ierarhia este foarte greu. Știți la fel de bine ca și mine că șase procente sunt greu de recuperat, mai ales că 6% ar însemna un vot masiv în diaspora sau aproape în totalitate pentru candidatul de pe locul 3. În ceea ce privește perioada urm imediat următoare, următoarele ore, care este mesajul pe care l-ați transmis colegilor dumneavoastră sau celor cetățenilor care poate nu v-au acordat votul în acest prim tur? În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor pentru participarea la vot. Este important faptul că am avut o participare masivă la vot, atât în, în România, dar și în diaspora, și cred că acest lucru arată interesul pe care românii au pentru alegerea președintelui României. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor mei din județe, tuturor președinților de organizații, deputaților și senatorilor, primarilor, simpatizanților și militanților partidului social democrat, dar vreau să le mulțumesc foarte mult românilor. care care au avut încredere în mine și care au venit la vot. Și uh, acest lucru, așa cum am spus, mă onorează, dar și mă responsabilizează. Sper ca în turul 2 să vină lângă noi cât mai mulți români, pentru că eu consider că această campanie nu este o campanie a Partidului Social Democrat împotriva part Partidului Național Liberal. Este o campanie a românilor care vrem echilibru și consens, care nu mai vrem un președinte care să dorească guvernul meu, Parlamentul meu, comisarul meu, vrem un președinte al tuturor românilor, vrem ca românii să se regăsească în deciziile președintelui. Ați vorbit cu vreunul dintre contracandidați de când s-au dat aceste rezultate ale exit polurilor? Nu, nu am vorbit cu niciunul dintre contracandidați, dar, bineînțeles, am toată deschiderea să vorbesc cu fiecare. Consider că fiecare au depus un efort și vreau să-i felicit pe toți pentru rezultatul obținut. Sunt convinsă că toți au pus suflet în ceea ce au făcut, au generat încredere, pentru că nu este ușor să obții un rezultat bun, să te implici, să candidezi. Zi pentru președintele României. De la cine credeți că veți primi voturi în turul 2 dacă se menține așadar acest rezultat și mergeți mai departe? Să vină dinspre Mircea Diaconu, să vină dinspre, nu știu, Dan Barna, poate? Eu sper ca să vină de la cât mai mulți pentru că eu am încredere români și cred că mulți își pot schimba opțiunea. Suntem în primul tur, 14 candidați, votul s-a împărțit, dar în turul 2 sper că alături de mine să vină cât mai mulți, sper că de la candidați de dreapta, de stânga, mulți oameni care cred în noi, care cred că România merită un alt fel de președinte, un președinte patriot, un președinte care să-și iubească țara, un președinte care să să-i unească pe români, în primul rând. Și cred că uh, o să vorbesc și cu uh, candidații, dar uh, pentru mine este important ceea ce simt românii și sper ca să voteze în, uh, la următoarele alegeri peste două săptămâni cu inima. L-am văzut pe fiul dumneavoastră toată această seară alături de dumneavoastră. Uh, ce v-a spus? A avut emoții ca și mine și este normal să avem emoții. Oamenii, care, oamenii sensibili, oamenii care cred în oameni au emoții. Am avut emoții și fiul meu a avut emoții, dar mă bucur că a ales să stea alături de mine încă de, de astăzi, de la prânz. Nu a plecat de lângă mine, cum nici eu nu am plecat din sediu de partid, pentru că așa este corect. Colegii mei au stat în teritoriu și eu trebuie să stau la fel ca și ei, pentru că suntem o echipă. Stați în continuare și peste noapte la numărătoarea paralelă, pentru că știu că aici uh, va avea loc o astfel de numărătoare, a început deja. Voi sta până la terminarea numărătorii paralele, pentru că așa este corect. Fiecare uh, coleg din teritoriu va sta până primește ultimul proces verbal, iar eu am să stau aici până să termină numărătoarea paralelă. Vă e teamă de posibile fraude la vot, la numărare? Nu vreau ca să acuz pe cineva. Eu cred că toți sunt conștienți că nu trebuie să facă așa ceva și că nimic nu merită să îți riști libertatea, să riști pentru a schimba într-un fel rezultatul votului. Plec de la bună credință, dar cred că este foarte bine să avem numărătoarea paralelă care să aducă un rezultat corect. Știți că în România la un moment dat era o glumă, nu contează cine votează, ci cine numără. Da, știu despre acest lucru. Eu sper că acum să conteze și cine votează și cine numără. Claus Iohannis l-am auzit în discursul său, l-ați auzit și dumneavoastră, încuraja din nou la un vot masiv cât mai multă lume să iasă la vot pentru a fi dat la o parte PSD-ul candidatul Iohannis are o problemă cu Partidul Social Democrat. Nu a înțeles că, de fapt, această bătălie pentru prezidențiale nu este o bătălie împotriva unui partid, nu este o bătălie împotriva unor oameni. Dar uh, candidatul Iohannis de fiecare dată a înțeles că trebuie să se lupte cu cineva, trebuie să lupte împotriva unor oameni, trebuie să se poziționeze astfel încât să apere doar pe cei care au galben în suflet, ceilalți să nu conteze. Eu uh, nu am să am această abordare. Eu am să le vorbesc tuturor românilor. Eu nu lupt împotriva unui partid politic. Eu vreau să lupt pentru această țară și pentru români. Și pentru mine acest lucru este important. La un moment dat s-a vorbit despre faptul că dacă ajungeți dumneavoastră în turul 2 cu Claus Iohannis, este de fapt mai ușor pentru președintele în funcție. Chiar erau voci care spuneau că poate ar fi de fapt umblat între Viorica Dăncilă și Claus Iohannis ca să mai prindă încă un mandat Iohannis. Da, am văzut acest blat și la moțiunea de cenzură, am văzut acest blat și la instaurarea, instalarea noului guvern, deci toate aceste lucruri nu le fac cinste celor care le aruncă în spațiu public. Știți foarte bine că într-un an și nouă luni, de cât am fost premierul României, am avut o luptă permanentă cu Claus Iohannis. Cele mai multe obstacole, cred că, le-am avut din partea președintelui Iohannis. Uh, nu, eu cred că acest lucru uh, caută să ducă în derizoriu candidatura mea. Uh, eu mă voi bate alături de toți cei care îmi vor veni alături și vom vedea dacă va fi o o, voi fi un contracandidat ușor sau un contracandidat care va ridica probleme. Pentru că știți cum este, toți au această aroganță în a se considera că sunt deasupra oamenilor, că celălalt candidat nu contează. Eu spun că trebuie să acordăm importanță unei, oricărui candidat, cum am acordat importanță tuturor celorlalți candidați care au fost acum în primul tur. Eu cred că această aroganță nu face cinste nimănui și vom vedea cum va fi lupta și cine va câștiga până la urmă, că de multe ori...